Românul își dorește să aibă propria locuință. Românul îi place să fie proprietar. Îi place să ne facem modificări în locuință fără să autorizăm. Putem accesa un credit ipotecar dacă avem o vârstă care să ne permite să putem să ne întindem pe 30 de ani. Este un apartament într-o clădire veche. Am eu o slăbiciune pentru aceste apartamente. De exemplu, la credit ipotecar nu este ca de bancă. Aici nu înțelege foarte multă lume. Bună tuturor și bun venit la primul nostru podcast Property Lab. Astăzi vom, vom discuta alături de Nicoleta, colega noastră, consultant financiar și consultant imobiliar despre un subiect de interes și anume cum pot să obțin un credit ipotecar dacă am analizat piața imobiliară, mi-am pus în balanță dorințele și nevoile atunci când vreau să-mi cumpăr o casă. Fie ea apartament sau uh, o casă cu curte. Bună, Nico, și bine, bine ai venit! Bună, Ale, îmi pare bine că ajungem să facem acest podcast pentru că este interesul tuturor. Îmi uh, pare bine că ajungem la aceste subiecte care sunt destul de, să spunem așa, destul de dificile pentru unele persoane de la noi din țară. Da, dificil, mai ales dacă ne raportăm la perioada. Categoric, aceasta. categoric, da. Dar, totodată, știm că românul își dorește să aibă propria locuință, și atunci da. cred că e dispus să facă anumite eforturi. Categoric, da? românul îi place să fie proprietar. Da. Bine, bine punctat. Haideți să vedem. Dacă eu doresc să-mi cumpăr un apartament, da, și nu dețin de banii cash ca să pot să fac achiziția, am. O parte din bani pentru avans, doresc să iau un credit, să semnez un contract de creditare. Care ar fi pașii? Ce mă îndrum să fac? Uh, simplu, este foarte simplu. Uh, pentru mine, ca și parte de consultanță, este foarte important ca tu, ca și persoană fizică, să văd exact la suma la care tu ești eligibil din punct de vedere al accesării unui credit ipotecar. Primul pas pentru mine este unul foarte natural și anume trecerea pragului unei bănci. Mergem să facem o analiză, eu așa și spun, așa le și transmit clienților noștri, mergem să facem o analiză, să vedem din punct de vedere financiar al salariului net la ce sumă ne încadrăm, să vedem exact care sunt costurile accesării unui credit, ca omul din momentul în care pornește pe acest drum să fie punctat cu toate aceste aspecte care sunt extrem, extrem de importante. Care ar fi salariul minim pentru ca eu să pot beneficia de un credit? Categoric putem să ne um, putem să ne, să ne referim și la salariul minim pe economie, la cei 1.550 care îi avem la ora actuală ca salariu minim la noi în țară. Deci putem accesa un credit ipotecar dacă avem o vârstă care să ne permite să putem să ne întindem pe 30 de ani. Ok, Ok. și încă o întrebare legată de acest aspect. Câtă vechime trebuie să am la. Actual minim 3 luni de zile este clar. Sunt unele bănci care cer chiar și 6 luni, dar trebuie să fie minim 3 luni de zile pe perioadă nedeterminată. Clar. Putem să mergem, să zicem că avem un istoric în domeniul angajării, dar să nu fie o perioadă de întrerupere de mai mult de o lună de zile. Am înțeles. Am mers cu Nico de mânuță în bancă, s-au făcut calculele necesare și urmează al doilea pas, mă gândesc. Al doilea pas, în momentul în care știm suma de care tu poți beneficia prin accesarea unui credit ipotecar, urmează să-ți căutăm un imobil care să îți îndeplinească ție toate dorințele clar. Dacă discutăm de un apartament, este o altă discuție. Când introducem în discuție o casă. Haideți să vorbim despre apartament, că poate majoritatea clienților noștri da. asta caută în, în această perioadă. Dacă sunt eligibil de a obține un credit de la una din băncile de la noi, care sunt. Actele necesare. Oh, aici este foarte, foarte ușor de discutat când discutăm de un apartament. Avem nevoie de următoarele acte preliminar. Un CFEU, un plan de amplasament, avem nevoie de un certificat energetic, avem nevoie de acceptul proprietarului de a se vinde imobilul prin accesarea unui credit ipotecar. Asta este un aspect extrem, extrem de important. Păi, fără acest acord. Categoric, categoric. Nu putem merge mai departe. Nici nu poate intra în discuție. Este nevoie și de certificatul fiscal în această etapă? În această etapă nu. În momentul în care se semnează final contractul de vânzare-cumpărare la notar, avem nevoie de acest certificat. Am găsit proprietatea, da. Îmi place de nu mai pot. Este un apartament într-o clădire veche. Am eu slăbiciune pentru aceste apartamente. Ne-am înțeles cu proprietarul la preț, ce fac mai departe ca și beneficiar al creditului? Mai departe, avantajul este că te-ai întors către noi ca și echipă. Noi ne luăm angajamentul față de tine să ne ocupăm de adunarea tuturor actelor, de depunerea lor în bancă și să zicem în cazul în care sunt... Întâmpinăm dificultăți. Poate este un apartament care s-a vândut sau uh, este vândut prin legea 112 sau este declarat monument istoric. Noi suntem alături de clientul respectiv în adunarea tuturor actelor. Uh, transparența discuției se duce atât între noi, proprietari și viitor proprietar, să zic așa. Deci eu deja am prins toată încrederea în Nico și cu siguranță, dacă ar fi să iau un credit, m-aș duce cu ea uh, în bancă. Uh, știu că apoi urmează evaluarea proprietății Categoric, după ce aici ar trebui actele... să avem emoții? nu neapărat că mulți se sperie când ajung în acest pas din câte <laughs> mi-am dat seama sunt perfect de acord cu tine doar că uh, ce să zicem dezavantaj avem noi ca și popor este faptul că ne place să ne facem modificări în locuință fără să autorizăm <laughs> fără să obținem fără autorizare acte. fără acte, da, așa Uh, Într-adevăr, eu de obicei îmi încurajez colegii în momentul în care preiau un imobil să întrebe proprietarul, este de acord să vândă prin credit, Prin accesarea unui credit, indiferent că este ipotecar sau nu acasă. Uh, Bine, să fie. Mă scuz că te întrerup. Aici uh, intervine și următoarea chestie. Ei pot să fie de acord, dar totodată nu pot să vândă, deoarece au făcut modificările categoric, De la acelea fără vreun proiect, fără autorizație și atunci. Uh, doar cei care au uh, uh, banii în bancă pot să-l achiziționeze, nu? Cate Că degeaba curte, da. vrea proprietarul dacă nu are cum, dacă cum nu de vedere are. legal. Așa este. De asta zic, încurajez colegii de fiecare dată când prea un imobil spre vânzare să fie atenți la modificări. La Acum nu știm cum arată un apartament clasic, da? da? Știm cum ar trebui să fie structurat puțin, ne putem uita pe ce fel, din ce este compus acel apartament, da? să nu fie în loc de cămare să facem baie. Clar că nu este ok. Deci ar trebui structura apartamentului ce apare în actul, în CF- de fapt, să fie și realitatea. Acum nu zic că nu se poate obține autorizația după aceea, dar de obicei este foarte indicat ca potențialul cumpărător să îi se aducă la cunoștință acele modificări. Ok? Deci este foarte. Eu asta indic și mi se pare cel mai natural lucru să se întâmple, omul să știe exact. Ce proces urmează să-l parcurgă în cazul în care sunt modificări efectuate la apartament? Și dacă într-adevăr sunt câteva modificări, nu majore, da? o chestie minoră. Evaluatorul trece cu vederea? Poate să facă Nu, nu, nu. Nu poate să facă. Putem să facem diferența între modificări. O modificare de structură, unde este un perete de structură, un perete de susținere, Clar că nu este în regulă. Dacă este o compartimentare în interiorul apartamentului, să spunem, dintr-un perete de rigips, atunci, hai să zicem că poate nu neapărat ar trece cu vederea, dar ar fi subliniat în raportul de evaluare. Ai uh, întâmpinat până acum de când te ocupi de partea asta? Categoric. Uh, Destul de des chiar. Poți să-mi povestești o speță, uh, poate. Da amuzantă, poate ciudată, dacă... Da, chiar am an. avut un caz în cartierul Bujac. Este vorba, de fapt, de o casă la noi în Arad. Ce am întâmpinat ca și problema pe teren, să zic așa, în momentul evaluării, casa respectivă nu avea acces în podul casei. Deci nu era efectiv o ușă unde sau o scară unde să te poți urca în pod, a fost foarte interesant, evaluatorul i-a și indicat proprietarului respectiv, te rog frumos să te ocupi de această parte, o să amânăm evaluarea cu câteva zile, dar te rog frumos să faci, să dai drumul efectiv la accesul în pod. Ideea e că nu ai, după o primă evaluare, nu ai pierdut proprietatea respectivă dacă există mici modificări, adică și evaluatorul îți acordă timp să le refaci exact ca în acte. Categoric, Categoric, da. Sunt și, ei, sunt și ei deschiși. Și sunt și ei oameni. <laughs> sunt și, și ei oameni. Și sunt conștienți, de fapt, că, exact cum ți a zis puțin mai devreme, românilor le place, sau arădenilor, nu știu exact pe celelalte județe cum se întâmplă, arădenilor le place să-și facă modificări în interior și nu ne plac actele. Da, probabil că merg pe varianta mai, mai rapidă. Mai rapidă. Hai să zicem mai... așa. <laughs> Celălaltă variantă ar fi poate mai, mai greoaie și ar necesita mai mult timp de așteptare. Nu, am trecut de evaluare, da, a fost, am primit raportul de, raportul de, evaluare. de evaluare, care e pasul următor? În general, Accesarea unui credit ipotecar, eu de obicei le comunic clienților noștri că nu durează mai mult de 10 zile, maxim 2 săptămâni. Și, într-adevăr, în ultimul timp ne iasă foarte bine acest uh, interval de timp. Uh, de obicei, uh, în momentul în care ei își pun toată încrederea în noi, clienții, atât vânzătorii cât și cumpărătorii, ei știu că noi, noi deținem controlul asupra, sau cum să zic, demersul este unul foarte ușor, noi știm exact următorul pas care trebuie făcut. Banca, după ce are calup, actele pentru creditare, să zicem așa, merge către opinia juridică. Raportul de evaluare de obicei durează, să zicem, undeva la 4 zile lucrătoare să-l primim. Îl putem trece și noi frumos, puțin prin site, să zicem așa, să vedem exact dacă noi, ca și poziționare de pres pe piață, a fost una corectă, da? Dacă ceea ce s-a discutat între potențialul cumpărător și potențial și vânzător, să zic așa, a fost într-adevăr corect tot ce s-a comunicat între cei doi. Următorul pas este, după ce au obținut opinia juridică, categoric mergem la vânzare finală sau la asemnarea contractului de vânzare-cumpărare. Știu că banca nu te obligă neapărat să faci un antecontract de vânzare-cumpărare. Deci după ce a ieșit evaluarea și toate actele sunt în regulă, putem să mergem la notar să semnăm direct contractul de vânzare-cumpărare. Dar totodată aș vrea să menționăm, Nicoleta, de ce ar fi important să facem acest antecontract. Acest antecontract este extrem de benefic, benefic pentru ambele părți. Pentru în primul că... rând, cred că prezintă siguranța uh, atât a cumpărătorului cât și a vânzătorului Categorică că tranzacția da. se va întâmpla. Categorică, da. Deci, din punctul meu de vedere, este un must-have această promisiune la notar în care ambele părți își asumă pierderile, să zicem, în cazul în care, nu știu, se răzgândesc sau. Uh, Altceva nu se poate întâmpla decât faptul că poate să răzvânesc atât. Da, atât vânzătorul poate să se gândească că totuși nu mai vrea să înstrăineze proprietatea exact. și cumpărătorul, din diverse motive, există șanse să, să se retragă din achiziție, nu? Da, da. S-au întâmplat de-a lungul timpului. Așa, am ajuns la notar, am semnat, pe lângă contractul care îl semnăm la notar, ar fi important de menționat aici și contractul de creditare. Dacă poți să ne dai detaliile cele mai importante care sunt acolo, ce presupune acest contract de creditare? La ce să fim atenți atunci când îl semnăm? Acest contract de creditare, pot să zic că deja a fost negociat în prealabil, în momentul în care s-a depus cererea de creditare în banca respectivă. Deci se știu deja toți termenii, Se știe moneda de vânzare a imobilului. N-ar mai trebui să fie nimic de punctat acolo, din punctul meu de vedere. Să zicem dacă mai sunt întrebări, nu știu, putem modifica data plății ratei. Alte, alte aspecte, sincer, n-ar mai trebui de scos în evidență, n-ar mai fi nevoie de scos în evidență, pentru că în momentul în care tu ai un antecontract în care ai stipulat absolut toate condițiile de vânzare a imobilului în sine, clar ambele părți știu ce urmează să se întâmple proprietarul știe că în momentul în care s-a se semnat contractul de vânzare-cumpărare este nevoie ca un CFO nou să iasă. Clar, scos după momentul semnării contractului în care să apară banca ca și uh, ipotecar de rang 1 și proprietarul nou. În momentul respectiv, să zicem că durează undeva la 3-4 zile lucrătoare. În momentul respectiv, în momentul în care primim extrasul nou, banca deja disbursează creditul. Automat putem să spunem în acel moment Că vânzarea s-a efectuat, de fapt. Și toată lumea ar trebui, să, toată lumea ar trebui să fie, să fie, fie fericită. Da. da, Așa, pe final de discuție, aș vrea să ne mai spui, Nico, ce nu pot să fac eu, care am achiziționat un apartament printr-un credit ipotecar, ce nu pot să fac legat de proprietatea respectivă? Sau ce pot să fac dacă am acordul băncii? De exemplu, la credit ipotecar nu ești legat de bancă. Aici nu înțelege foarte multă lume. Diferența între creditul ipotecar și creditul prima casă ar trebui subliniat foarte, foarte bine de cei care sunt, să zicem, în spatele ghișeului în bancă. Da? Pentru că în momentul în care tu ești proprietar de imobil, accesat sau cumpărat prin accesarea unui credit ipotecar, ești liber să faci schimbări de structură, să-ți, nu știu, instalezi o centrală termică, ok? Dar, dacă discutăm de creditul prima casă, ești uh, obligat prin lege să ceri acordul fondului, de fapt, prima dată, să poți să faci modificări de structură, să poți să schimbi geam termopan sau să-ți instalezi o centrală termică. Așadar, acum voi trageți concluzia, care variantă de credit ar fi cea mai potrivită noi astăzi am discutat despre creditul uh, ipotecar, probabil că vom vorbi pe viitor și despre creditul uh, prima casă. Nico, îți mulțumesc mult de tot! pentru cei care ne-ați urmărit în cazul în care există întrebări pe care poate noi nu le-am reușit să răspundem la ele astăzi. Ne puteți scrie, ne puteți contacta atât uh, telefonic, cât și prin uh, e-mail. Iar dacă aveți uh, și ceva de vânzare, cum am zis, Nico nu este doar consultant uh, financiar, este și consultant imobiliar și foarte frumos a reușit să îmbine cele două joburi care cumva cred că vin se, se în și în vin natural da. Da. Mulțumesc mult de așa Eu, Alexandra, a fost Pe o tuturor.